Bună seara, vă spun tuturor și mă bucur să ne revedem la un nou seminar și webinar despre produsele noastre și despre stilul nostru de viață sănătos. Și pentru că ne aflăm în prag de început de an nou școlar, în seara aceasta vom afla de tot ce îi trebuie copilului tău ca să înceapă noul an școlar în formă. Așa că haideți să vedem ce este potrivit pentru copilul tău, indiferent de cât de mare este, pentru a avea un an nou plin de succes. Și ce vei afla în seara aceasta? Ce nevoi are copilul tău la început de nou an școlar și întotdeauna? Cum să îl ajuți să se adapteze mai ușor la programul de școală? Ce elemente nutritive îl pot ajuta să fie mai bine pregătit? Și hai să vedem ce nevoi are copilul tău pentru începerea noului an școlar. Păi, desigur că are nevoie de cărți, de rechizite, de caiete. Are nevoie de uniformă sau de, da, cum mai fi uniformă, că nici nu mai știu ce, care mai este trendul la copii în acest mod, hăinuțe pentru școală. Apoi, avem nevoie de hrană sănătoasă. Avem nevoie de hrană sănătoasă pentru suflet și anume de iubire. Avem nevoie să-i oferim timp de calitate și să-i oferim ambient și mediul înconjurător corespunzător. Și hai să vedem ce provocări are micuțul tău în adaptarea programului la școală. Păi în primul rând începe să se trezească și să se culce mai devreme, ceea ce e clar pentru mulți dintre ei nu este pe placul lor. Timpul de joacă este mai limitat. Necesitatea de a intra într-un anumit ritm, într-o anumită rutină, crearea deprinderilor de disciplină sau de revenirea la aceste deprinderi părăsite la începutul vacanței. Și da, toate acestea sunt percepute de corpul copiilor ca și stres. Să nu mai punem la socoteală că pentru mulți dintre copiii noștri pleacă de lângă noi ceea ce înseamnă emoția într-un fel a despărțirii de către părinți, frica dacă mama și tata nu mai vin să mă ia de aici. Deci toate aceste lucruri se repercută în emoționalul lor și toate acestea înseamnă stres. Stresul înseamnă o generare de stare acidă în organism, înseamnă modificări în corpul uman, indiferent de vârsta pe care o are, cu lucruri care se pot repercuta asupra sănătății, și anume generare și acumulare de toxine, generare de deșeuri, fie că sunt sub formă de toxine, fie că sunt sub formă de radical liber la nivel celular, dezechilibru proinflamator, antiinflamator, și toate acestea duc la o imunitate vulnerabilă. Aceste lucruri fac diferența între a te simți bine și a nu te simți chiar foarte bine. Și aceste lucruri sunt percepute inclusiv de către copiii noștri. Și hai să vedem acum câteva trucuri pentru o adaptare mai ușoară și mai rapidă pentru copii. Să se intre într-o rutină de somn cu câteva zile înainte. Și este momentul că suntem la începutul săptămânii acesteia și dacă n-ai făcut-o până acum, de mâine ai putea să începi să faci acest lucru și să exersezi acest lucru cu copilul tău. Întoarcerea din vacanță, dacă acum mai ești încă în vacanță, încearcă să vii măcar cu 2-3 zile, dacă nu chiar cu o săptămână înainte de începerea școlii. Să se înceapă cu câteva obiective zilnice ușoare, care să se continue în momentul în care copilul începe școala. Apoi, după ce a început școala, să nu fie adus de la școală direct acasă și băgat în program de mâncat, dormit după amiaza, făcut lecții, ci mai acordă-i un sfert de oră, 20 de minute și oprește-l într-un parc, în drum spre casă sau, dacă stai la casă, mai lasă-l câteva minute bune să zburde pe afară. Este încă vremea frumoasă și lasă-l să te bucure încă de vară. Și apoi să simulăm un pic niște weekenduri de vacanță, adică lasă totul baltă și du-te cu copilul tău în weekenduri și fă-l să simtă că are la fiecare sfârșit de săptămână câte o mini-vacanță. Apoi, acestea sunt cele 10 măsuri pentru o toamnă cu sănătate, indiferent de vârsta pe care o avem, și sunt lucruri despre care am mai discutat. Alimentație sănătoasă, echilibrarea florei microbiene intestinale,
acumularea și aportul suplimentar de vitamine, antioxidanți și minerale, de fitonutrienți, să se combată stresul, să se facă mai multă mișcare, să se doarmă mai bine și mai eficient și la ore potrivite și atitudine pozitivă. Hai să vedem puțin câteva aspecte legate de alimentația sănătoasă. Și aici sunt câteva lucruri punctate în ceea ce privește alimentația sănătoasă strict a copiilor. Să înțelegem că este nevoie de hidratare, să înțelegem că este nevoie de ceva kilocalorii în plus care să-i ajute la creștere și atenție, hai să fim serioși, câți dintre noi, mai ales cei care suntem antreprenori, muncim 10 ore pe zi. Gândiți-vă că ei muncesc 5-6 ore la școală, după care vin acasă și mai fac cel puțin încă 2-3 ore lecții. Dacă stăm să cumulăm, ei merg către, ca un adult, către 8-10 ore de muncă. Și acest ritm de lucru plus creșterea organismului de care copilul are nevoie, pe care copilul are nevoie să o aibă susținută, asta înseamnă aport caloric suficient. Dar atenție că nu este la fel o kilocalorie dintr-o gogoașă sau dintr-un meniu de fast food cu o kilocalorie pe care o iei dintr-o salată sau dintre o hrană sănătoasă pe care o poți lua cu focus pe sănătatea copilului tău. Și aici este necesar, puteți să faceți print screen, este necesarul pe grupe de alimente, pe proteine, pe glucide, pe grăsimi, proteinele să fie furnizate din, și din, neapărat și din, de origine animală. Copiii au nevoie pentru creștere de proteine animale. Restul pot proveni de origine vegetală. Glucidele să fie luate din alimente sănătoase, iar dacă, pentru că și copiilor le place gustul dulce, dar atenție și ce le cultivăm. Pentru că dacă copilul te vede pe tine că mănânci avocado și dai să mănânce și asta îi dai să mănânce, nu are cum să-și cultive gustul către alimente nesănătoase. Deci depinde numai de noi. Dacă eu mănânc avocado și lui nu-i dau și în schimb îi dau mâncare de fast food și îl recompensez cu astfel de chestii, atunci și copilul va învăța să mănânce nesănătos, chiar dacă eu îi spun nu faci așa. Deci, dulciuri, închid paranteza, dulciurile să fie făcute în casă. Haideți să fim încă gospodine și o să vă dau acum, de exemplu, câteva tipsuri sau căutați seminarul despre Light Ultra și veți găsi acolo o grămadă de tipsuri ca să faceți dulciuri sănătoase în casă pentru copiii voștri. Grăsimile, să-i învățăm să mănânce pește, să îi învățăm să mănânce grăsimi sănătoase. Suplimentele alimentare. O să spuneți, copilul meu mănâncă sănătos. De ce aș avea nevoie să-i dau suplimente alimentare? Mai întâi, hai să lămurim ce fel de suplimente alimentare să consumăm și noi și copiii noștri. În primul rând, definiția suplimentului alimentar și subliniez întotdeauna acest lucru, să înțelegem că suplimentele sunt de fapt niște superalimente, chiar dacă acestea sunt constituite sub formă de tablete, de capsule, de pulbe, de băuturi nutritive, să înțelegem că acolo găsim elemente nutritive importante din care a fost extrasă apa pentru ca ele să poată fi compactate și astfel să poată fi mult mai ușor consumate într-o cantitate mai mare. Cum consumăm suplimentele alimentare? Păi consumăm o bază de la care putem să pornim cu toții, care se cheamă doză zilnic recomandată și care este în funcție de vârsta fiecăruia dintre noi, după care în funcție de necesitățile organismului și în funcție ce înseamnă necesități ale organismului, înseamnă ce am eu deficit și ceea ce consumă în plus corpul meu și avem nevoie să aducem din exterior. Așa că avem nevoie de suplimente alimentare noi și copiii noștri? Răspunsul este da. Oricât de bine am încercat să ne alimentăm, valoarea nutritivă a alimentelor este în continuă scădere și am mai spus aceste lucruri și le-am și demonstrat cu studii în alte seminarii pe care le-am mai ținut. Să înțelegem că micuții noștri au un consum mare de elemente nutritive, atât pentru creștere, cât și pentru susținerea efortului pe care îl fac la școală,
că fără nutrienții necesari, la un moment dat, un sistem al organismului cedează și în timp va ceda întregul organism și costă de 50 ori mai puțin să ne alimentăm sănătos și să investim practic în sănătatea noastră și a copiilor noștri decât să tratăm o boală. Deși copiii se recuperează foarte repede, însă emoțiile pe care le întâlnește copilul atunci când este bolnav, emoțiile care generează boala copilului respectiv și faptul că să înțelegem că ei sunt dependenți cumva de noi și de emoțiile noastre și de emoțiile pe care noi le generăm, încât trebuie să înțelegem că copiii noștri au nevoie de susținere din toate punctele de vedere. Ce fel de suplimente să consumăm? Cele care respectă economia organismului și care respectă elementele nutritive din care acele suplimente au fost extrase. De exemplu, este nevoie să se respecte interdependența dintre elementele nutritive. Degeaba mă duc și cumpăr de la farmacie un supliment de calciu care are și el, să zic, pe lângă el, pe acolo, niște vitamina D, dacă nu am mai departe elementele nutritive care să vină să susțină calciu. Adică vorbim de fosfor, vorbim de magneziu, vorbim de o altă multitudine de zinc, da? Care sunt importante și care este bine să fie într-un ansamblu. Ba mai mult, spuneam că este bine ca elementele nutritive din care suplimentele au fost extrase, acestea să procedeele de extracție să respecte compoziția elementelor nutritive, respectiv a acelor fitonutrienți care aduc și enzime, care aduc și antioxidanți și care potențiază reacțiile metabolice și ajută la asimilarea mai bună a elementelor nutritive. Și acum hai să vedem cu ce putem suplimenta alimentația copiilor noștri. În primul rând cu alimentele super bogate care sunt apicolele, produsele apicole și haide să recunoaștem că avem niște produse apicole deosebite, să înțelegem că ele sunt de standarde înalte și că și acest aspect este extrem de important. Apoi putem să aducem în plus ce lipsește copilului nostru. Se spunea că de la lunile începând curând, deci din septembrie până în aprilie, este bine să suplimentăm alimentația copiilor cu calciu și cu vitamina D. O putem o face cu o formulă absolut recunoscutibilă de către organismul nostru și anume din Forever Calciu. Dacă copiii noștri au deficit de minerale, și aici, de exemplu, mă refer la tinerele domnișoare și acum ce am sesizat că vârsta la care vine menstruația, menarha, când se instalează, este din ce în ce mai mică, fetițele pierd destul de multe minerale prin menstruație și atunci este binevenit Naturmin. Copiii au neapărat nevoie de omega-3 pentru gestionarea proceselor inflamatorii, vitamina C în acest sezon. Și da, dacă copilul tău este peste vârsta de 12 ani, poți să-i oferi daily. Ce mai poți să-i mai corectezi dacă micuțul tău nu consumă suficient de multe legume și fructe și fibre? Poți să-i dai Fields of Greens Fiber și să sperăm cât de curând și Forever Super Greens. De departe, suplimentul de bază pentru copii, dacă ar fi să aleg din toate chestiile astea, este Kitsu și Forever Arctic Sea. Apoi, în sezonul rece, este bine să luăm cea mai importantă vitamină din corpul nostru, de care are nevoie corpul nostru. De ce avem nevoie de vitamina C? Pentru că ea protejează organismul de stresul oxidativ, reduce efectele oboselii, contribuie la buna funcționare a sistemului imunitar și a sistemului nervos, cu rol important în coagulare și foarte important cu rol important în ceea ce privește refacerea colagenului în corpul nostru. Deci este extrem de important acest aspect. Apoi,
Avem la dispoziție, să nu uităm, o super vitamină C, absorbent C, care are ca și formulă vitamina C extrasă din surse naturale și foarte important este stabilizată pe tărâțe de ovăz, astfel încât asimilarea acesteia să fie integrală. Spuneam de daily că poate fi ușor folosit la copiii peste vârsta de 12 ani sau la copiii mai mici se poate da o singură tabletă pe zi, că au mai fost situații în care a mai lipsit kitul din oferta noastră și atunci imediat te poți adapta și să-i poți oferi micuțului tău daily. Spuneam că de departe cele mai importante vitamine pentru copii sunt kitul, în special pentru cei mici. Acum mai avem și Immune Gummy, imediat o să vorbesc și despre el, însă vitamine, minerale și oligoelemente și fitonutriente avem în mod deosebit în Forever Kids. Și sunt foarte ușor de consumat, se sfărâmă foarte ușor tabletele, pot fi adăugate în piureuri la micuții cei mai mici, dar sunt considerate și sunt extrem de plăcute pentru copii, indiferent de vârstă. Îmi place mie să glumesc, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între un an, să zic, un an, 2 ani și 99 de ani. Naturmin, tocmai am vorbit despre el, este o formulă de minerale foarte bine asimilabile, cu o biodisponibilitate mare și oferă macroelemente și microelemente, putând să îi ajustezi cantitatea în funcție de necesități. Se poate merge până la 6 tablete de Naturmin pe zi. Calciumul, spuneam că este o formulă fantastică. Este o formulă foarte ușor de recunoscut și de asimilat de către corpul nostru acolo unde trebuie, adică în sistemul osos și nu prin alte părți, fiind o formulă, citratul de sodiu, de calciu, scuzați, citratul de calciu fiind o formulă foarte ușor asimilabilă. Tăținia intestinului este extrem de importantă. De ce? Pentru că la acest nivel are loc absorția elementelor nutritive. Și dacă aici este ca o sită pe care o ai împâxită, atunci elementele nutritive nu numai că nu mai sunt asimilate, ba din contră și elementele nocive, deșeurile sunt asimilate în organism. De ce este important să avem grijă de sănătatea intestinală? Pentru că 60-80% din sistemul imunitar este localizat la nivelul intestinelor și copiii răspund foarte important la acest aspect. Orice infecție pe care copilul tău o are poate răspunde cu inflamație la nivel abdominal, care poate fi perceput ca o colică intestinală serioasă, când de fapt copilul tău poate să aibă o infecție virală în sfera ORL. Deci, atât de important este răspunsul pe care îl are sistemul imunitar de la nivelul intestinal. Avem nevoie pentru sănătatea intestinală, avem nevoie de bacterii benefice și de mediu favorabil pentru creșterea acestor bacterii. Cum le putem obține? Le putem obține și, în primul rând, este important să respectăm un echilibru al acestei flori microbiene între flora microbiană de fermentație, cea care oferă alcalinitate, și cea de putrefacție, care, da, și ea este necesară pentru că digeră fibrele mai riguroase, ca să spun așa, din intestinele noastre. În condițiile respectării acestui raport, atunci intestinele noastre își exercită corespunzător funcțiile pe care este nevoie să și le exercite, și anume transformarea și reciclarea alimentelor, absorția acestora, sinteza unor anumite elemente, cum ar fi acidul folic, vitamina K, vitamina B12, anumiți neurotransmisători, cum ar fi serotonina, se realizează la nivel intestinal, deci este foarte important să avem aceste aspecte. Da? Pe lângă faptul că este un centru important al imunității, la nivel intestinal este și un centru important în comunicare cu creierul. Marea majoritate, o mulțime de neurotransmisători sunt de fapt
produși și depozitați la nivel intestinal. Și am menționat serotonina, sunt mult mai mulți. Ce este important, o floră microbiană intestinală sănătoasă va face ca micul tău, micuțul tău care merge la școală acum să treacă mai ușor peste stresul pe care îl are reintegrându-se în ritmul de școlar. Deci este cumva indirect acest aspect, dar să înțelegem de unde vin anumite lucruri în sănătatea noastră și a copiilor noștri. Deci, un intestin curat și un organism bine hrănit vin cu o stare mentală mai bună, vin la pachet cu un sistem imunitar mai bun și atunci este nevoie de o digestie sănătoasă. Cum o realizăm, bineînțeles, cu gelurile noastre de aloie și cu ceaiul nostru, cu Forever Fiber pe care l-am pomenit și mai devreme și cu, da, cu Forever Active Pro B. Mai mult cu verdețurile pe care le avem și de care am mai discutat mai devreme și așteptăm cu interes și garlicul, cel care să asigure digestia sănătoasă și enzimatic, dar și din punct de vedere al curățeniei la nivel intestinal. De ce gelul de aloe vera? Pentru că este băutura zilnică pentru starea noastră de bine, indiferent de vârsta pe care o avem, pentru că susține digestia și sănătatea sistemului gastrointestinal, favorizează starea de bine, cresc performanțele fizice și psihice și aș completa aici, în paranteză, și cele școlare, protejează organismul împotriva stresului oxidativ, pentru că unicul conservant pe care îl avem este vitamina C. Este ideal pentru sănătatea pielii, părului și a unghiilor sănătoase, aprovizionează optim organismul cu nutrienți și susține sănătatea sistemului imunitar. Hai să vedem cu ce susținem și cu ce întărim imunitatea copiilor și, bineînțeles, și a noastră. Cu certitudine, gelurile de aloe vera și ceaiul, pentru că aici am antioxidanți. Apoi, kids, care spuneam că este cu fitonutrienți, cu vitamine, cu minerale, propolisul, garlicul, Immu Blendul și Forever Active Pro B, dar de departe cel mai important în acest sens este Forever Immune Gummy, care este și produsul lunii. Spuneam de Aloe Blossom Herbal Tea. Copiii noștri primesc prin acesta și hidratare și antioxidanți. Are și gust foarte plăcut, este și cu efect foarte bun calmant. Când micuțul tău răcește, îl ajută și în privința tusei, de exemplu, și are și acea aromă specifică de toamnă târzie și să ne pregătim de plăcerea sărbătorilor de iarnă deja. Apoi, Forever Active Pro B nu conține doar bacteriile benefice pentru corpul nostru, ci în plus conține și zinc și fructooligosaharide, care sunt elemente importante și în susținerea imunității, și în susținerea multiplicării celulare sănătoase. Și toate acestea le avem în cantități suficiente și extrem de bine încapsulate ca și conținut, dar și ca și ambalaj, pentru că Forever Active Pro B este într-un ambalaj special, astfel încât să fie păstrate toate proprietățile acestor elemente. Immu Blend, constituit din zinc, vitamina C, vitamina D, în proporții suficient de importante și pentru că sunt făcute în acest amestec, se potențiază foarte bine unele pe celelalte și mai avem lactoferina și fructooligosaharidele care sunt benefice pentru dezvoltare și pentru susținerea sistemului imunitar normal. Atenție, lactoferina este o enzimă care sprijină dezvoltarea celulelor imunitare și ajută la menținerea unui nivel optim de bacterii benefice, a nu se confunda cu lactoza din lapte, care este un element care poate perturba digestia la persoanele care au intoleranță la lactoză. Deci, dacă are lacto înainte, să nu știți, să nu înțelegeți că este neapărat lapte. Vorbeam despre Immune Gummy și spuneam nu doar că este produsul lunii, dar este produsul lunii pentru că cu atât mai mult luna aceasta suntem cu ochii pe imunitate. Însă să știi că Forever Immune Gummy
îți oferă imunitatea 360 de zile pe an. Cu gustul său plăcut de aromă de mango, ușor de consumat, cu 1-2 capsule pe zi, zic 1-2, pentru că tu ca adult poți să iei 2, dar copilul tău până în vârsta de 12 ani, de la momentul la care este capabil să mestece aceste tablete gumate, le poate primi ca și un ajutor, cum spuneam, imunitate 360 de zile pe an. Și vorbim aici de un produs extrem de high level, care respectă toate pretențiile alimentare, de la vegetarieni și vegani până la cei cu intoleranțe la gluten. Hai pot avea copiii, cum putem să susținem copiii să aibă rezultate mai bune la învățătură. Și avem aici câteva componente importante. Avem polenul Royal Jelly și Arctic Sea, bogat în omega-3. Produsele apicole sunt extrem de bogate în aminoacizi, care vin să hrănească foarte bine celulele nervoase și să le ajute să fie să fie foarte competente și să ne ajute în procesul de învățare. Bineînțeles, să nu uităm de Forever Kids. De ce spuneam de omega-3, de Forever Arctic Sea? Cercetările au arătat că acei copii care nu primesc suficient omega-3 încă din timpul sarcinii pot suferi de tulburări nervoase și de tulburări de vedere. Cei care avem deficit de omega-3 suferim de oboseală, de stare de slăbiciune, de piele uscată, de modificări ale dispoziției și de modificări ale imunității. Pentru copii cu ochi mai sănătoși avem la dispoziție Forever Eye Vision, care poate fi dat una, două capsule pe zi în funcție de cât de mare este vârsta copilului. Pentru copii cu o siluetă optimă. Și aici am pus turtițele făcute de o prietenă bună de-a mea, te salut Teo, care le dă copiilor ei la gustare niște turtițe fantastice făcute din măr ras, Light Ultra, Forever Fiber și perpelite doar un pic în tigaie în unt. Acestea sunt, este o moda una din multele modalități în care putem să combinăm Light-ul Ultra, Plant Proteinul, Forever Fiber și vă sfătuiesc să căutați seminariile și de Forever Plant Protein și de ziua smoothie-urilor și pe care le găsiți pe YouTube. De asemenea, pentru cei care sunt foarte grăbiți și nu au timp să mai ia nici gustărelele acestea, le pot pune în ghiozdănel polenul, să ronțe una, două tablete sau un baton de fast break sau, de ce nu, câteva tabletele de Forever Sensational care se pot constitui într-o gustare sănătoasă. În ceea ce privește îngrijirea personală și de mediu ambiental, avem nevoie de produse de calitate pentru copiii noștri, pentru că prin pielea lor deosebit de sensibilă și de delicată, o grămadă de elemente se pot asimila. Și atunci, hai să-i ajutăm să aibă elemente sănătoase. Și vorbim de șamponuri și balsam, de condiționer, vorbim de îngrijirea cu Forever Bright Tooth Gel și deja pentru cei care au nevoie de împrospătare să folosească și Aloe Ever Shield Deo, First-ul care este primul ajutor pentru copiii tăi cu mici înțepături, tăieture, scoriații, ce mai apar pe pielea micuților noștri, pentru domnișoare, pentru descurcat părul, este fantastic. Îngrijirea corpului și a igienei cu body wash sau săpunul lichid sau săpunul solid în funcție de preferințe și apoi îngrijirea pielii cu gelii, cu cremă, cu propolis, cu aloe body lotion. Ce ai tu și ce îi poți da și copilului tău? Și bineînțeles, din ghiozdănel să nu lipsească Aloe Lip și Forever Hand Sanitizer, lipsul care dă și un pic aspect de cochet, dar este și micul prim ajutor din ghiozdănel, iar hand sanitizerul îl ajute pe copilul tău să fie ferit de bacterii și să aibă mâinile curate.
În ceea ce privește ambientul, haideți să păstrăm mai departe între 18 și maximum 22 de grade Celsius. Nu face 26 de grade în casă și nu porni centrala termică din septembrie, că sunt afară acum 15 grade sau 18 grade. Apoi, ajută-l să se miște cât mai mult în aer liber. Cum să folosești pentru susținerea ambientală și uleiurile esențiale? Te rog să revezi seminariile de uleiuri esențiale ca să fii atent și să le folosești corect pentru micuțul tău. Ce mai poți să oferi copilului la început de an? Spuneam, timp de calitate și dezvoltare emoțională. Poți, din toate punctele de vedere, să îl ții mai sănătos și ajută-l să facă mai mult sport. Aici nu spun decât atât. Găsește care este acel sport pe care micuțul tău să-l agreze și micuțului tău să-i facă plăcere, nu să se ducă ca și o corvoadă, ci pur și simplu să se ducă cu entuziasm atunci când se duce la antrenament. Poți să spui micuțului tău în fiecare zi, nu numai la început de an școlar: iubesc și ne bucurăm să te avem, îmi pasă de tine și de sentimentele tale, sunt aici ca să te ascult, chiar să-l ascult, o să fie bine, vom trece împreună peste asta. Asta să-i spui de fiecare dată când vine cu o notă proastă sau are un eșec: suntem mândri de tine, nu e nimic, mai încearcă, am încredere în tine. Cu ce te pot ajuta? Te susțin, sunt alături de tine. Ajută-mă, te rog, învață-l, și el poate, așa va învăța că și el oricând poate cere ajutor, ci mulțumesc. Ajută-l să petreacă timp cu animalele de companie, chiar dacă cumva pentru tine înseamnă o corvoadă în plus. Învață împreună astfel despre animale, despre îngrijire, implică-l, poate deveni mai responsabil în ceea ce privește acele obiceiuri. Primește în plus un copil forever. În comunitatea noastră, un copil primește în primul rând sănătate, pentru că are cele mai hrănitoare și mai delicioase multivitamine și elemente nutritive pe care le poate primi în plus. Are tot ce poate fi nevoie în ceea ce privește îngrijirea personală și îngrijirea pielii. Sunt practic suplimente alimentare și produse de îngrijire de calitate. Mai primește un copil din comunitatea Forever. Primește vacanțe de vis împreună cu părinții alături, vacanțe pe care media obișnuită a oamenilor nu și le pot permite. Mai primește un copil Forever, un copil al comunității noastre. Primește apartenență la o comunitate de calitate și învață ce înseamnă o comunitate de calitate și va căuta mai departe o comunitate de calitate. Mai primește în plus un copil al comunității Forever. Primește o moștenire, pentru că nu luăm cu noi nicio avuție, ceea ce ne rămâne ca moștenire este numai ceea ce am dat. Și dăm cu dăruire și cu iubire pentru fiecare om pe care îl deservim în afacerea noastră. Gândiți-vă că tot ceea ce construiți, construiți cu iubire, pentru că mai departe va fi moștenit de cea mai iubită ființă din viața ta, și anume copilul tău. Mai primește un copil Forever. Primește recunoaștere sau învață ce înseamnă recunoașterea și dezvoltarea personală. Mai primește un copil al comunității Forever. Primește iubire și nu iubire cu porția din partea părinților, ci iubește, primește iubire și prezența părinților lângă ei. Și pentru că întotdeauna crește un copil nu este foarte ușor. Este minunat, dar nu este foarte ușor. Vă reamintesc că avem la dispoziție o ofertă fantastică care să ne ajute și pe noi ca părinți să rămânem tineri și frumoși alături de copiii noștri. Așa că aveți grijă, citiți cu atenție oferta pe care compania ne-a pus-o, pentru că este valabilă până pe data de 10. Așa că vă reamintesc, puteți să fiți și mai frumoși o perioadă mai îndelungată primind această ofertă deosebită. Ce ai aflat astăzi? Ce nevoie are copilul tău la început de an școlar?
cum să îl susții să se adapteze mai ușor la programul de școală, ce elemente nutritive îl pot ajuta ca să fie mai bine pregătit. Eu vă mulțumesc, vă rog să fiți foarte atenți la adresa de e-mail pe care o aveți aici.